Emi, vreau să zic de niște vise care le-am avut azi. Am visat scenarea din Seinfeld când Elaine e cu Paddy și zice că the ragged clothing, până când zice la oia, this is bogus, man. Și cu Jesus Fish și nu știu ce. După aia am visat o chestie. Vedeam negru și să spun, negru s-a dat la o parte, într-o parte și într-alta și am văzut o foaie de matematică. Așa, caroiată, știi, de matematică. După aia am visat că mă uitam la un serial românesc, început un serial românesc, și era un actor care nu știu, era tatăl și avea o fată și murise mama. Și avea o problemă, nu. La o familie mai cu... Nu prea probleme. Issues, cum sunt eu cu tatăl meu. Și ei erau într-un cartier din București, știi? Cel puțin personajele. Și eu am vorbit cu actorul care semăna cu Nano și am zis, domnule, am să spun două întrebări. Și vreau să-i spun, ești actor? Ei mi-au zis, nu, și m-au trezit tata. Dar vreau să mai întreb, ești din cartierul în care joci? Și cred că zicea că tot, că nu. Eu zic că nu e actor. Și apoi am visat că pe asta m-am dus la bloc și fiind era în dreapta ușii, era băgat ceva un fel de bucată de metal, așa că un fel de, ce să zic, ca un fel de pilă, știi, dar era maleabilă, ca aia când în Terminator 3, Terminatorul întoarce fierul ăla de daltă sau ce era, închide pe Kate Brewster. Și eu băgam să stea ăla la loc și tot îi schimbam silueta, știi? La bucata aia de metal. Astea sunt ce am visat. Ce mi-amintesc, cel puțin. Moc.